Câteva tornade au fost înregistrate de spectatori ai postului CNN, înmărmuriți de spectacolul mâniei naturii. Furtunile au smuls acoperișuri și linii de înaltă tensiune, au doborât copaci și au răsturnat automobile. Cel mai mare număr de victime, 10, între care 3 copii, s-a consemnat în statul Mississippi, care a suferit și cele mai ample distrugeri. Numeroase locuințe au fost atât de serios avariate, încât proprietarii nu au mai avut altă soluție decât să le demoleze. Ei sunt totuși mulțumiți că au scăpat cu viață. În timp ce echipele companiei de electricitate se străduiau să repare liniile distruse, localnicii asistau îndurerați la demolarea caselor în care unii dintre ei își trăiseră toată viața. Every memory that I've made and my three children have made is about to be destroyed. And it will take some time and it will heal. And the important thing is that God protected my family and they were not injured and those down the street were not so lucky. Guvernatorul statului Mississippi a decretat astăzi zi de rugăciune pentru toți cei dispăruți în tornade și într-un accident de la o platformă petrolieră. Furtunile au făcut ravagii și în Alabama, unde 2 oameni și-au pierdut viața. Louisiana, Arkansas și Florida au fost și ele afectate, dar mai puțin sever.